Campania Da pentru Sport continuă. Veți cunoaște astăzi alți copii care activează în cadrul clubului sportiv Atletic Gurghiu. Urmăriți un interviu realizat de Ghiță Zileru și Norbert Urban. Campania Da pentru Sport aici la Daregin TV și, bineînțeles, clubul Athletic Kids din Gurghiu. Fotbaliști și viitori, eu știu, reprezentanți ai noștri în fotbalul mondial. Am onoarea de a vi-i prezenta și dumneavoastră să îi cunoașteți. Cum te numești? Demeter Paul Andrei. Pop Ionuț. Bun, deci Paul și Ionuț. În primul rând, Paul, de câți ani faci tu fotbal organizat aici? De 2 ani. De 2 ani. Și în 2 ani ce s-a schimbat pentru tine? Ce știi tu mai mult din fotbal în 2 ani? Știi mai multe? Da. Da, da. Respecti multe reguli? Da. Da. Bun, perfect. Și ai înțeles jocul așa cum trebuie să fie făcut, în mod organizat? Da. Da. Bun. Din ce an ești născut tu? 2004. Deci 2004, 10 ani. Hai, super. Bun. Te rog, acum pe tine. Din ce an ești născut și la ce școală ești elev, practic? Sunt din 2004. Bun. La școala Gurghiu. La școala din Gurghiu. Și tu? Eu merg la Jabenița. La Jabenița. Deci din Gurghiu și Jabenița. Bun. Nu e greu ca să faci, nu știu, să faci naveta, practic, să vii aici la teren, părinții tot timpul să fie cu voi? Nu e greu? Nu e greu? Vă place? Da. Bun. Haideți să întreb, pe ce poți joci? Mijlocaș central. Mijlocaș central. Și asta ce presupune? Tu controlezi jocul, ce se întâmplă acolo, da, pe teren? Tu filtrezi toate mingile? Eu sunt principalul, da. Da, tu ești principalul. Tu pe ce poți? Fundaș central. Opa, deci înseamnă că tu ești cel hotărât acolo, nu? Da? Trece mingea? Câteodată. Câteodată. Dar omul nu prea. Ar trebui să nu prea treacă, nu? Nu. Bun. Nu știu, jucător favorit, ce ai vrea să, nu știu, o echipă, cineva, un exemplu pentru tine? Cineva să-ți Ronaldo. Placă? Ronaldo. Aha. Și o echipă la care ai visa să joci tu? Steaua. Steaua. Bun, perfect. La tine? Tot Ronaldo. Și echipa? Steaua. Steaua, bun. Amândoi. Deci la Steaua peste câțiva ani vom avea pe Paul și pe Ionuț. Acum să vă întreb încă un lucru extrem de important. Cum vi se par, domnii profesori, condițiile, felul în care vă pregătiți aici? E greu? Câteodată este mai greu. Facem fizic și câteodată forță. A, și atunci e mai greu, da? Da. Dar merită? Da. Da. Merită, da? Bun. În momentul în care voi plecați în turneu, ați fost, da? Da. Ați jucat, da, bun. Cum e acolo în turneu? Mergeți, na, nu e familia lângă voi? Sau dacă e mai greu, cum vă simțiți cu domnii profesori acolo, cu antrenor? Bine. Da? Da. Și voi sunteți prieteni în echipa asta? Sau, nu știu, așa, fiecare trage pentru el? Da. Trage fiecare pentru el? Dar nu sunteți o echipă? O echipă? Ba, o echipă? Da. Da, așa, o echipă. Bun. Eu vă doresc mult succes, da? Mulțumim. Când o să creșteți mari, să fiți fotbaliști de nădejde, dar un singur sfat din partea mea. Trebuie să puneți osul la treabă. Deci fără muncă, fără antrenamentele fizice, doar talentul nu o să ajungă. Dar pe mâna domnilor profesori sunteți bine și cu siguranță o să fie totul ok. Dacă, normal, voi veți fi convinși că ceea ce vă spun ei vă folosesc, da? Bun, da. Mult succes! Campania Da pentru Sport și, bineînțeles, continuă aici la Daregin TV cu alți sportivi, iată, pe care vi-i prezentăm. De ce? Pentru că merită să-i cunoaștem. Sunt ai noștri. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni, la aceeași oră. La revedere!